zice locul în care era cât pe cer să se termine povestea unui vis. 13 octombrie 2020. Era iadul acolo. Mama, nu vreau să mor, mama, vreau să trăiesc. Ziua în care era să dispar. Pinte Iuliana de Regoi! Povestea unui succes incredibil. Urmărită de milioane de oameni și nu doar din România, dar și din străinătate. Puștoaica fenomen. În timp record a reușit să devină un fel de prințesă a internetului. Noi ne doream să întâlnim artistul cu care să putem rupe bariere. Să scriem istorie. E una dintre cele mai populare artiste din Republica Moldova. Doar 13 ani. Tu umpli sala Palatului. Pentru că este în toate topurile muzicale și a devenit idolul adolescenților din România. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. O să repet asta de 100 de ori, pentru că asta simt și acum. Am impresia că sunt într-un vis. Cred că greutățile pe care le-am întâlnit când eram mai mică m-au făcut să vreau mai mult să lupt și să fiu învingătoare. Asta e muncă, depus, zi de zi. Prin greutăți am ajuns la ceea ce aveam acum. Adică am trăit din plin toți anii ăștia. Povestea unui vis. Povestea mea.